Bine ați venit la Assisi, orașul păcii, capitala păcii, așa cum l-a declarat Papa Ioan Paul al II-lea în 1986. Suntem pe acest balcon, balcon al rugăciunii. Aici, în fiecare zi, frații ies la rugăciune personală, nu comunitară, și se roagă pentru ei înșiși, pentru ceilalți oameni, pentru toți cei care vizitează acest oraș al păcii. Bine v-am găsit, părinte. Sper să am parte de zile de pace și bucurie aici, împreună cu voi și cu toți frații. În acea vară, Francisc s-a urcat pe muntele Verna pentru a ține post de 40 de zile în cinstea Sfântului Mihail, Arhanghelul. Știa bine că apostolatul nu aduce roade și rămâne steril dacă nu este susținut, în mod continuu, de o viață interioară ordonată. Iar viața activă nu are niciun sens dacă nu este unită cu viața contemplativă. Bazilica construită pe locul unde Sfântul Francisc odihnește învăluie întregul oraș cu spiritualitatea franciscană, ce creează o atmosferă specifică, îndrăgită de toți oamenii, indiferent de rasă sau religie. Faima de care orașul Assisi se bucură și astăzi, în întreaga lume, se datorează în primul rând Sfântului Francisc, sărăcuțul care a iubit toate creaturile încercând să imite dragostea lui Dumnezeu față de ele. Conventul sau mănăstirea franciscană, ce se înalță în partea meridională și în spatele bazilicii, a fost terminat și el, în mare parte, odată cu cele două bazilici. Către anul 1300, acesta a început să fie numit Sacro Convento, nume ce este conferit și astăzi. Ne aflăm în grădina morților, Chiostro dei Morti. Aici au fost frații înmormântați până în 1900. Se folosea ca un cimitir. Din 1900 nu se mai folosește ca cimitir și este un loc de plimbare pentru frați, un loc de rugăciune. Suntem aproape de acest izvor, de această apă care, prin sunetul său, face ca și pietrele să cânte. Suntem la Assisi, în această comunitate deosebit de mare, comunitate internațională. Suntem 50 de frați astăzi din 20 de țări ale lumii. Din România astăzi suntem 6 frați care activăm la acest convent internațional Assisi. Muzeul Bazilicii, amenajat în curtea interioară Sixt al IV-lea, a fost redeschis la 4 octombrie 1977. Exponatele acestuia, aparținând cu precădere perioadei dintre secolele al XII-lea și al XVIII-lea, sunt mărturie a vieții religioase a sanctuarului, care fiind și reședință papală, a fost de mai multe ori ținta răufăcătorilor, având consecințe grave asupra patrimoniului artistic al întregului complex. Într-o parte separată a muzeului se găsește patrimoniul franciscan. Aici se află cele mai prețioase obiecte ale ordinului. Este vorba mai întâi despre haina ce acoperea trupul slăbit al Sfântului. Tot aici se găsește regula și sigiliul Sfântului Francisc, precum și o parte din obiectele de patrimoniu ale Ordinului Franciscan. Nașterea lui Francisc a avut loc într-o mică iesle improvizată la parterul locuinței părintești, loc pe care, în a doua jumătate a secolului al XIII-lea, s-a construit oratoriul San Francisco Piccolino. Francisc era fiul negustorului
Pietro Bernardone și al doamnei Pica. La botez i-a fost dat numele de Giovanni, dar, la întoarcerea tatălui său, din drumurile sale de negustor, a fost schimbat cu cel de Francisc. Convertirea sa, care a avut loc în jurul vârstei de 25 de ani, se manifestă în comportamentul și în faptele vieții sale, astfel încât îi se poate urmări atât evoluția, cât și drumul obositor ce a fost străbătut în vederea identificării naturii acelei mișcări interioare care l-a determinat să se consacre lui Hristos în totalitate. Convertire care va sta la baza fundării Ordinului Franciscan. Ne aflăm în chiostrul ei noviții, grădina internă a noviciatului. Aici frații novici dintotdeauna se plimbau, se rugau, îl adorau pe Dumnezeu în natură. Ne aflăm în fața statuii Maicii Domnului. Ea a fost pus de un preot român în 1933, care în acel timp, deci acum 80 de ani, el era maestru de novici aici în Italia, la Sacro Convento. Sfântul Maximilian Kolbe a fost oaspete aici la Sacro Convento în 1933 și maestru de novici în acea perioadă, fratele franciscan român Bonaventura Morario, l-a rugat pe părintele Kolbe să binecuvânteze o mică statuie a neprihănitei zămisliri pe care a așezat-o în această grădină a noviciatului. Pe această placă memorială pe care o vedem aici, stă scris în limba latină: m-au pus aici să fiu protectoare. Maestrul de novici m-a vrut aici. Părintele Maximilian Kolbe m-a binecuvântat. Anul Domnului 1933, în ziua de 6 septembrie. Mormântul Sfântului Francisc. Aici, în criptă, într-un sarcofag grosolan de piatră, în pilastrul ridicat în centrul încăperii, în formă de cruce, se află trupul sfânt al sărăcuțului. În acest loc l-a ascuns fratele Elia în 1230, făcând imposibil accesul la el. În 12 decembrie 1818, frații de la Sacro Convento, fiind autorizați de Papa Pius al VII-lea, după 52 de nopți de muncă, au reușit să scoată la lumină prețioasa comoară ce a fost închisă într-o urnă de bronz și sigilată de Sfântul Scaun. Atunci s-a luat decizia de a face posibil accesul la imensul sarcofag, săpându-se o criptă. Blândul soare de toamnă strălucea peste stâncile Vernei. După căldura arzătoare a lui August, a urmat anotimpul care face ca darurile Domnului să ajungă la maturitate. Tot astfel și focul iubirii, care arde ca un rug în inima Sfântului, în cele din urmă i-a maturizat martiriul. Cele 5 răni întipărite în trupul său străluceau ca tot atâtea pietre prețioase purpurii. Mulțumim pentru prezența voastră și vă garantăm că o să ne rugăm și pentru voi. Pace și bine!